Dragi prieteni, mă bucur să vă revăd. Pentru cei care sunteți pentru prima dată sau e primul an universitar în care sunteți aici, numele meu este Iosua Faur, am 32 de ani, căsătorit cu Cristiana, 3 copii micuți, drăguți, câteodată, și sănătoși câteodată. Rugați-vă pentru asta, e o perioadă grea pentru noi. Și sunt unul din păstorii Bisericii Sfânta Treime din Brăila. Mă bucur să slujesc acolo. Îl iubesc pe Domnul, iubesc Evanghelia Lui, iubesc Biserica Lui și îmi place tare, tare mult la TBV. Iată o mini-biografie a mea. Da, mă bucur să fiu în seara asta. Îi salut și eu pe prietenii mei. Mă bucur că sunt aici. Interesant, acum ceva ani în urmă, când eram și eu student, eram așa printre voi și predica fratele Sami. Acum, no pressure. Da. Fapte 6, aveți Biblia la voi? Fapte 6. Haideți să citim primele 7 versete. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii vorbitori de greacă au început să cârtească împotriva evreilor din Ierusalim, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea hranei zilnice. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit ca noi să lăsăm deoparte cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Căutați printre voi, fraților, 7 bărbați cu nume bun, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem în lucrarea aceasta, iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Vorbirea aceasta a fost pe placul întregii mulțimi. I-au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au înfățișat înainte apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, numărul ucenicilor din Ierusalim creștea foarte mult și o mare mulțime de preoți se supuneau credinței. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Dintotdeauna a existat în creștinism o frământare destul de bună. N-avea legătură cu... Nu știu, e conectat telefonul meu la ceva sau... Dintotdeauna, glumesc, ați înțeles ideea, da? A fost o frământare care a fost în inima credincioșilor întotdeauna și frământarea asta avea de-a face cu următorul lucru. Care e legătura dintre mărturie și mărturisire? Care este legătura dintre predicare și implicare? Care este legătura dintre a proclama Evanghelia și a produce fapte bune? Cu alte cuvinte, care-i problema esențială a omului? Și în același timp, care este, de altfel, soluția? Soluția ultimă pentru problemele pe care omul le are. Ei bine, Evanghelia socială despre care vorbim în seara aceasta nu a venit cu niciun răspuns pentru această frământare. Evanghelia socială, dacă doriți, este o alternativă la această frământare, pentru că Evanghelia socială pur și simplu a dat de pământ cu una din cele două și s-a focalizat numai pe cealaltă. Și despre asta o să vorbim în seara aceasta. Dar ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbim când vorbim despre Evanghelia socială, pentru că nu e neapărat un nume, o etichetă pe care să-l auzim foarte mult în contextul nostru, în cercurile noastre evanghelice, pe teritoriul nostru românesc, deși dacă o să ascultați cu atenție multe predici, multe viziuni, misiuni ale bisericilor din România, veți vedea că în unele dintre acestea îi înfiripat așa ceva, îi pus acolo în mod subtil. Uneori nici chiar cei care vorbesc despre asta nu-și dau seama că despre asta vorbesc. Dar dacă asculți cu atenție și ești atent la ceea ce discutăm în seara aceasta, le vei auzi mult mai bine de acum încolo.
Dar ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba, dă-mi voie înainte să mă duc în Scriptură și să vedem ce spune Scriptura despre această frământare, să-ți ofer puțin context istoric. Și vreau să vă duc pentru câteva momente în una din perioadele istorice preferate ale mele. Haideți cu mine pentru câteva momente în perioada marilor treziri evanghelice. Imaginați-vă următoarea scenă, care este de altfel o scenă adevărată. Suntem în Duminica Învierii, anul 1740, și în Catedrala Sfântul Pavel din Londra, la Sfânta Împărtășanie, au venit doar 6 persoane. De Paști. Doar 6 persoane. Asta ca să înțelegi puțin nivelul la care era ținută și trăită viața de credință. Sigur, ca să aveți o imagine mai de ansamblu, în Imperiul Britanic sclavismul era tot mai popular. Revoluția industrială a împărțit populația în două categorii. Unii, puțini, au devenit putred de bogați, alții, mulți, au devenit niște sclavi cu carte de muncă, sindicatele nu apăruseră încă. Copiii încă de la 5 ani erau trimiși să lucreze în minele de cărbuni, erau exploatați. Dacă ajungeai în temnița datornicilor, și era mari șanse să ajungi acolo, cel mai probabil aveai să mori de foame. Și în codul penal al Angliei existau 280 de infracțiuni pentru care puteai să fii pedepsit cu spânzurătoare. Ei, cam asta era Anglia anilor 1740. Dar vezi, în 1734 Dumnezeu l-a ridicat pe Howell Harris în Țara Galilor. În 1738 George Whitefield a început să predice minerilor din zona orașului Bristol. În 1740 John Wesley este convertit și începe să predice Evanghelia. Și în următorii 65 de ani și chiar mai mult, Dumnezeu ridică o generație de coloși, de titani ai credinței, cum n-au mai fost niciodată în istorie, poate de la Sfinții Apostoli, până atunci. Și prin acești lideri, prin acești stejari ai credinței, Dumnezeu schimbă radical fața realității sociale din Anglia și nu numai. Și bineînțeles, totul culminează cu anul 1832, când în sfârșit legea reformei este aprobată, este votată, după ce s-au făcut mulți, mulți pași până în acel punct. Apropo, câți dintre voi, că nu vă văd prea bine, îmi bat reflectoarele în ochi, câți dintre voi ați văzut filmul Amazing Grace, anul 2006, făcut? Unii nu erați născuți pe atunci? Nu. Da, puțin. Da, mergeți în seara asta și căutați-l, nu știu pe unde să-l căutați, că nu l-am, eu l-am văzut în perioada în care nu era legal modul în care îl vedeam. Filmul Amazing Grace este de fapt povestea lui William Wilberforce. Despre William Wilberforce ați auzit? Da? E povestea lui William Wilberforce și acțiunea sa eroică în Parlamentul Angliei de abolirea sclaviei în Imperiu. Acum, în anumite, fac un review repede la film, în anumite aspecte filmul e impresionant. E extraordinar. Mi-a plăcut așa de mult, atât de corect din punct de vedere istoric. Dar în alte aspecte, pur și simplu, a fost o parodie. De ce zic a fost o parodie? Pentru că l-a prezentat pe William Wilberforce trăind, de fapt, într-o dilemă falsă. Fie îl slujesc pe Dumnezeu, fie mă lupt împotriva sclaviei. Și odată ce s-a implicat în lupta asta împotriva sclaviei, acesta a fost tot orizontul lui. Toate eforturile sale au fost canalizate spre acest țel. Dar vezi, dacă citești biografia lui William Wilberforce, dacă citești mărturiile din vremea aceea despre omul acesta, vei vedea că Wilberforce, chiar dacă el s-a luptat împotriva sclaviei, da, împreună cu alții, chiar dacă s-a ocupat de o grămadă de aspecte sociale ce țin de societate, totuși omul acesta a fost un creștin evanghelic dedicat. A fost un membru activ și loial bisericii locale.
A fost un om care petrecea în fiecare dimineață cu familia timpul devoțional studiind Scriptura și făcea asta și la prânz, în fiecare zi. A fost un om care făcea evanghelizare. A fost un om care ținea studii biblice, conducea școala duminicală în biserica din care făcea parte. Și da, pe plan social s-a luptat nu doar cu sclavia, ci cu multe aspecte sociale, dar toate acestea într-un context foarte centrat pe Hristos, pe Evanghelie, pe biserică. Ei, filmul spune că odată ce a pornit pe lupta politică, pentru Wilberforce, tot ceea ce ținea de Evanghelie și biserică a devenit de fapt un zgomot de fundal. Pentru că el se ocupa acum de, nu, lucrurile cu adevărat importante, sclavia. Pentru că el se lupta acum împotriva răului structural și asta era ceea ce contează cu adevărat. Ei, din punct de vedere istoric, o prostie. Din punct de vedere biografic, cât se poate de departe de adevăr. Așa că ce e atât de special la perioada asta de trezire evanghelică? Păi vedeți, în providența lui Dumnezeu, această mișcare care a fost foarte puternică în Evanghelie, în predicare, în evanghelizare, a produs, prin acești lideri, a produs o generație de oameni în biserici care au lucrat prin a căror concentrare pe sfințenie, că de aia se numesc ăștia, știți cum se numeau toți ăștia pe care i-am amintit? Puritani. Da? Ei fac parte din categoria puritanilor. O concentrare extraordinară pe sfințenie. Ei, asta a dus la schimbarea realității sociale în Anglia și nu numai. Și ce model încurajator, nu-i așa? Accent extraordinar pe Evanghelie, pe predicarea ei și în același timp efecte vizibile în societate. Ei bine, cam după 100 de ani, de la momentul în care a început mișcarea puritană, undeva în 1870-1880 până în 1930, în Anglia, în state, dar și în alte țări, creștinii s-au uitat la modelul acesta, dar știți ce le-a plăcut cel mai mult de acolo? Știți ce au luat din cele două? Ce credeți voi? Doar efectele vizibile ale predicării, ale rugăciunii, ale unei biserici vie. Și s-au focalizat doar pe transformarea socială. Să fim practici! Auziți și astăzi asta? Hai să fim practici! Hai să aducem în sfârșit creștinismul în realitate. Ce tot atâtea doctrine? Ce tot atâtea experiențe religioase? Și pionerul acestei mișcări a Evangheliei sociale este Walter Rauschenbusch, un baptist, de la baptiști, în fine, un baptist preocupat de numărul mare al săracilor din state. Și el și alți pioneri au vrut să facă creștinismul relevant. Au vrut să facă creștinismul relevant, mai ales crizei sociale. Și Rauschenbusch spunea, împărăția lui Dumnezeu nu are scopul de a duce oameni în cer. Împărăția lui Dumnezeu nu are scopul de a împăca pe oameni cu Dumnezeu, nu. Are scopul de a aduce armonie pe pământ. Și atunci te miri că s-a pierdut orice interes cu privire la Evanghelie? În cele din urmă, frământarea era ca în numele Domnului Iisus, în numele unui creștinism deja diluat, speranța s-o găsești în educație, în eforturile proprii, în îmbunătățirea condițiilor de trai, în egalitate pentru toți și în dreptate și justiție socială. Și vezi cum în anii aceștia, denominațiune după denominațiune, au fost prinse în ceea ce mai târziu avea să primească eticheta de modernism sau liberalism în creștinism. Vezi, de fapt, Evanghelia Socială, ca să intrăm direct în buba ei, Evanghelia Socială crede că problema creștinismului este un fel de individualism. Adică e prea focalizat el pe nașterea din nou personală, da? pe împăcarea cu Dumnezeu personală, pe salvarea de la judecata ceva să vie. Și atunci Evanghelia Socială vrea să-i dea două palme creștinului, care tot așteaptă răsplată cerească și tot așteaptă viață veșnică și viața ceva să vie și să-l aducă cu picioarele pe pământ, să-l aducă aici, înspre pace și dreptate, acum și aici.
Ei, și din momentul acesta, nașterea din nou a început să fie prezentată în termenii dreptății sociale. Nu a păcii cu Dumnezeu și cu aproapele tău. Împărăția lui Dumnezeu este acest progres revoluționar în istorie. Și acum Hristos nu mai este salvatorul tău din păcatele tale. Ce crezi că este Hristos acum? Un revoluționar. V-am auzit și o tâmpenie mai mare, un Che Guevara. Și perspectiva aceasta clasică a împărăției, care e un cataclism, care invadează istoria și va culmina cu învierea din morți, e lăsată în urmă. Tot Evanghelia socială a încercat și încearcă și astăzi să bage sub preș biserica și mai ales biserica locală. Rauschenbusch spunea, biserica e o instituție la fel ca oricare alta, la fel ca familia, industria și statul. Împărăția lui Dumnezeu vine prin toate acestea. Evanghelia socială aduce un creștinism, atenție, în numele lui Iisus, numele lui Iisus e acolo. Evanghelia socială aduce un creștinism în numele lui Iisus, dar nu al învățăturilor lui Iisus. Și vei auzi pe oamenii aceștia spunând din nou și din nou, trebuie să lăsăm în urmă învățăturile fundamentaliste ale nașterii din nou, când vorbim de Hristos, ale nașterii din fecioară, ce-i mitul ăsta? A jertfei ispășitoare a lui Hristos, a celei de-a doua veniri a lui Hristos cu judecată și chiar a autorității Scripturii. Evanghelia socială a înlocuit Evanghelia justificării, despre care am cântat atât de minunat în ultimul imn, a înlocuit Evanghelia justificării cu un program al justiției sociale. Nașterea din nou cu renașterea societății. Brian McLaren, dacă ați auzit de el, dacă ați citit ceva de el, este unul din reprezentanții bisericii emergente anilor 90 și, bineînțeles, promotor al Evangheliei sociale. Brian McLaren caracterizează, de fapt ce caracterizează? Își bate joc de iertarea păcatelor prin ispășirea lui Hristos și spune că un creștinism relevant astăzi trebuie să scape de așa ceva. Doc Paget spune și cheamă, de fapt, creștinul contemporan să nu mai vorbească despre o Evanghelie ce prezintă păcatul, că e prea pesimistă, că e prea obsedată de rău. Și Rob Bell, ați auzit de Rob Bell? Dacă nu, n-ați pierdut nimic. Rob Bell spune că Evanghelia lui Iisus nu pretinde exclusivitate, ci recomandă orice religie care transformă societatea. Vezi? Și el zice așa, că l-a întrebat unul la un moment dat, bun, și de ce totuși îl predici pe Iisus? Și el a zis, păi îl predic pe Iisus că dintre toate căile astea, calea lui Iisus e cea mai bună, dar nu este singura. Nu este singura. Te poți duce pe orice cale, că până la urmă ajungi unde trebuie. Și vezi, ajungem la vremurile noastre, desigur, România, ca de obicei, defazată și teologic cu vreo 30-40 de ani, câteodată e bine lucrul acesta, defazată chiar și în frământarea aceasta, dar încă o dată, dacă stați cu atenție și auziți anumite mesaje, anumite lucrări, anumite viziuni, veți auzi lucrurile acestea. Și ajungem la vremurile noastre cu o moștenire amestecată atunci când reflectăm asupra acestui subiect. Și întrebarea este, bun, dacă mergi în direcția asta, ce pierzi? Că nu sună bine, nu sună bine să fim implicați în societate, să fie o transformare noi. Ce pierzi dacă mergi după fentă? Păi uite ce pierzi. Centralitatea jertfei înlocuitoare a lui Hristos. Pierzi jertfa ispășitoare a morții Domnului Iisus. Nevoia fundamentală de a fi împăcat cu Dumnezeu. Importanța nașterii din nou. Pentru că problema nu mai este în definitiv păcatul și mânia lui Dumnezeu peste noi, ci sărăcia, nedreptatea socială, sclavia, traficul de ființe umane. Și vezi cum seminarii și colegii biblice, școli de misiune, conducere ale cultelor creștine în atât de multe părți ale lumii, pur și simplu, au mers după fenta asta.
Și iată deci cum s-a ajuns la un model unde, din nou, în numele Domnului Iisus, în numele creștinismului, s-au abandonat, de fapt, aspectele centrale ale Bibliei și esențiale ale Evangheliei adevărate. Acum, ceea ce este cu adevărat important și pentru asta am venit aici, este să ne întrebăm următorul lucru. Bun, ce spune Scriptura despre toate aceste lucruri? Ce zice Biblia când stai și te frămânți cu predicarea Scripturii și doctrine și învățătură și pe de altă parte fapte bune și implicare? Dar ce zice Biblia despre toate lucrurile acestea? Și vezi, problema nu e dacă să le facem pe ambele, dacă să facem doar pe una, cât timp să oferim celor două. Problema mai degrabă este cum așează Scriptura lucrurile acestea împreună. Ceea ce vreau să învățăm în seara aceasta, pentru câteva momente, e să gândim biblic. Care e structura de gândire biblică? Pentru că nu e ca și cum lucrurile acestea două, predicarea, da, mărturia, mărturisirea și implicarea ta, sunt două lucruri separate și tu hotărăști cât faci din fiecare sau dacă te implici în una sau în cealaltă. Nu, nu, nu. Biblia le ține împreună. Asta e clar. Dar care este logica lor? Care este ordinea lor? Să vă explic ce vreau să spun. De exemplu, Brian McLaren, pe care l-am amintit, spune în mod repetat, și ascultați acum, că aici e subtilă treaba. El zice că așa numita a doua poruncă, știți care e a doua poruncă din Scriptură? Din Noul Testament. Domnul Iisus zice că sunt două porunci. Da? Toată legea se rezumă în două porunci. Care e prima? Okay. Care e a doua? Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. E bine, McLaren spune că a-L iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, aceasta a doua poruncă, este parte din Evanghelie. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este parte din Evanghelie. Ce ziceți, e adevărat? Da, e adevărat că e parte din Evangheliile canonice. Da, în sensul că acolo găsești lucrul ăsta, e scris acolo. Dar fiți atenți, gândiți cu mine. Este oare o poruncă? O poruncă poate să facă parte din Evanghelie? Auziți întrebarea? Poate o poruncă să facă parte din Evanghelie? Și atunci întrebarea este, stai un pic, ce este Evanghelia? Cum definești Evanghelia? Un rector de seminar, care va rămâne anonim, a fost întrebat, ce înțelegeți dumneavoastră prin Evanghelie? Ce este Evanghelia, de fapt? Răspuns. Ei bine, Evanghelia are de-a face cu crucea lui Hristos, cu modul în care omul este împăcat cu Dumnezeu, îndreptățirea prin credință, numai prin har, dar există și o Evanghelie a justiției sociale, care e tot parte din Biblie. Bun, sigur, Biblia vorbește mult despre importanța justiției și a dreptății, dar există vreun pasaj care vorbește despre o Evanghelie a dreptății sociale? Încă o dată, să nu credeți că diminuez importanța dreptății, dar mă întreb, cum vin piesele astea de puzzle biblice la oaltă împreună? Mă interesează să învățăm să gândim Scriptura. E corect să integrăm aceste părți ale dreptății sociale ca fiind parte din Evanghelie? Dacă da, în ce sens? Întrebarea îi, sunt parte din Evanghelie sau sunt efecte ale Evangheliei? Da? Cum gândim lucrurile acestea? Am citit despre un grup care e cam de vârsta mea, generația mea, numit Credința în Acțiune, nu știu dacă ați auzit de grupul ăsta, Credința, Faith in Action, a cărui scop este acesta, transformarea sinelui și a societății. Bun, într-o anumită măsură, cine are problemă cu așa ceva? E superb ceea ce vor oamenii ăștia să facă. Totuși, când încerci să-mi creezi o teologie a schimbării, a transformării, o așteptare la schimbare și transformare izvorâtă din Noul Testament. Uite, vă pun o întrebare ca să înțelegeți la ce mă refer. Oare când citiți Noul Testament, îl vedeți pe Pavel încercând să schimbe Imperiul Roman? O, Iosua, dar gândește anacronic. Nu erau contextele la fel, era altceva atunci. Nu, nu, nu,
știu lucrurile astea. Sunt fan al istoriei. Da? Mă lupt când vine vorba, mai ales de reformă, mă lupt de multe ori ca oamenii să nu-l privească pe Luther, pe Calvin, pe Zwingli, prin perspectiva omului din 2022. Noi erau oameni medievali, erau oameni ai vremurilor lor. Înțeleg lucrurile astea. Totuși, în esență, când te uiți la viața lui Pavel, asta încerca să facă? Sau el dorea să vadă oameni convertiți din lume, care să formeze biserica și ei, la nivel individual, da, să aducă schimbări în Imperiu. Are Pavel așteptări despre cum ar trebui să se schimbe legile în Roma? Sau el este interesat de bărbați și femei care sunt convertiți și împreună formează această nouă societate a lui Dumnezeu, biserica, oamenii chemați afară a lui Dumnezeu? Întrebare, lasă-l pe Pavel. Ce spune Domnul Iisus? Domnul Iisus spune, eu voi transforma Imperiul Roman? Asta spune Domnul? Sau zice, eu voi zidi, ce? Eu îmi voi zidi biserica. Asta nu înseamnă că nu avem responsabilități față de Imperiul Roman. Dar vezi, când vine vorba de subiectul ăsta, ai nevoie de categorii de gândire. Ai nevoie să folosești categoriile de gândire ale Scripturii. Mă distrează așa de mult oamenii aceia care încearcă, nu le dau numele nici profesia și așa, dar încearcă ei să, când fac teologie, îi spun, eu nu sunt nicio categorie. Eu nu lucrez cu cutiuțe. Păi de-aia ți-a să așa teologia. Și de-aia ți-a să așa predicarea. Da, eu nu spun să-L băgăm pe Dumnezeu în cutiuțele noastre, în categoriile noastre, dar Biblia este pusă în gândire pe categorii. Și Biblia îți cere să folosești categoriile biblice atunci când te apropii de lume, de viață, de Dumnezeu, de Scriptură. Asta e important pentru noi. Așa că, exemple vă mai pot da, trece timpul, vreau să construiesc câteva categorii în mintea noastră cu care să rămâneți. În primul rând, trebuie să înțelegi ce este Evanghelia. Și cred că asta e până la urmă ideea seriei, nu, Luci? Trebuie să înțelegem ce este Evanghelia. Și sigur, pot să abordez întrebarea asta din multe unghiuri, dar vă dau un singur mod simplu. Uite, te duci acasă, iei o concordanță și cauți toate locurile din Scriptură, din Biblie, unde apare cuvântul Evanghelie. Ce Evanghelia? Știi ce vei afla când faci treaba asta? Vei afla că Evanghelia este o veste. Este un anunț. Este anunțul că Domnul a venit ca rege, că a murit pe cruce, că a înviat pentru îndreptățirea noastră, că a purtat păcatele noastre. E un mesaj pe care Evanghelia îl aduce. E o veste. Asta e Evanghelia. E ceva ce anunți. Ascultă-mă, Evanghelia nu are de-a face cu ceva ce tu trebuie să faci. Mă auziți? Nu asta este Evanghelia. Cel puțin nu în primă fază vorbește despre lucrul acesta. E vestea despre ceea ce Dumnezeu a făcut. Și pentru că e o veste, în primul rând trebuie proclamată. Că asta faci cu o veste. Dacă ai pe o hârtie, o știre, nu i-o dai reporterului și zici, du-te și fă și tu la fel. Nu? Nu ăsta e rolul. Știrile se anunță. Știrile se explică. Știrile se proclamă. Spui oamenilor despre ceva ce s-a întâmplat. De ce? Doi, pentru că în al doilea rând, știrea, vestea Evangheliei este despre ceea ce Dumnezeu a făcut. Și ceea ce Dumnezeu a făcut în mod suprem în și prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, predicarea Evangheliei nu e în primul rând ceva ce ține de a doua poruncă. Nici măcar de prima poruncă. Pentru că a doua poruncă nu e ceva ce Dumnezeu a făcut. A doua poruncă, ca și prima poruncă, sunt instrucțiuni de la Dumnezeu cu privire la ceea ce avem noi de făcut, nu cu privire la ceea ce a făcut El. Vedeți diferența? Înțelegeți diferența? Puteți da din cap că nu vă văd, da? Sper că înțelegeți. Deci Evanghelia este ceva ce Dumnezeu a făcut și Noul Testament este vorba de ce a făcut prin Hristos. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu susțin că Biblia nu are nimic de spus cu privire la ce trebuie să facem noi, la răspunsul nostru, ajungem și acolo. Dar nu confundați câtă vreme mai trăiți și s-ar putea să mai trăiți mult și bine, da? Și veți forma Biserica lui Hristos. Nu confundați, vă rog, nu confundați Evanghelia, și acum folosesc categoriile lui Luther, Evanghelia cu legea. Nu confundați cele două.
Nu confundați Evanghelia cu ceea ce trebuie să facem noi. Și asta mă duce la cea de-a treia observație. Noi trebuie să facem deosebire între Evanghelie și efectele Evangheliei. Deci, Evanghelia e ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos, da? Moartea ispășitoare, înlocuitoare pe cruce, împăcarea păcătoșilor cu El însuși, învierea la viață, Duhul care ne este dat și datorită a tot ceea ce a făcut Hristos pentru noi, datorită tuturor promisiunilor pe care le găsești în Evanghelie, datorită tuturor acestor lucruri, suntem chemați să ne pocăim de păcatele noastre și să credem. Dar observați, nici măcar pocăința și credința nu sunt Evanghelia. Da, ele sunt parte inevitabilă a predicării Evangheliei. Anunț ceea ce Dumnezeu a făcut și asta duce automat la reacția noastră. Da? Când predici Evanghelia corect, predici și cum trebuie să răspunzi. De acord. Și pentru că Evanghelia e atât de puternică, va transforma. Va rezulta în transformarea celor de lângă noi. Va schimba căsnicile, va schimba ideea ta de leadership, va schimba modul în care îi slujești pe cei de lângă tine, pe vecinii tăi. Nu? Ce înseamnă să îți iubești cu adevărat aproapele ca pe tine însuți? Dar toate astea, ascultați-mă, sunt efectele Evangheliei. Aici e diferența. Sunt efectele Evangheliei. O anunți și când Evanghelia este predicată cu putere, prin Duhul Sfânt, asta se revarsă în transformarea vieții oamenilor. Și aș avea multe exemple să vă dau aici, dar trebuie să încheiem. Așa că dați-mi voie să închei cu câteva principii de înțelepciune prudentă. Cred că putem face foarte bine pledoaria unei distincții făcute cu mare grijă între ceea ce trebuie să facă biserica locală și ceea ce trebuie și pot să facă creștinii care formează biserica locală. Vezi, când vorbim despre ce face biserica locală ca întreg, vorbim de fapt despre ce trebuie să facă conducerea acelei biserici. Da? Păstorii, prezbiterii, liderii, depinde cum sunteți voi organizați. Dar chiar și atunci când sunt probleme sociale în cadrul bisericii, da? Între credincioși, cum ar fi în textul pe care l-am citit la început, da? Aprovizionarea cu mâncare. Erau niște văduve acolo, o problemă socială, care erau trecute cu vederea, ele nu mai primeau mâncare. Și principiul, viziunea bisericii la început era ca nimeni din cei ce făceau parte din biserică să nu ducă lipsă. Da? Ei, apare criza asta. Ce spun și ce fac apostolii, cei care conduceau biserica? Ați fost atenți ce am citit? Ce noi suntem în primul rând dedicați lucrării cuvântului și a rugăciunii. Și au căutat oameni plini de Duhul Sfânt, plini de credință, integri, de caracter, preocupați de acest subiect și au desemnat pe ei. Asta nu pentru că erau ei prea mari ca să se coboare la mese, nu asta trebuie să auziți. Ci pericolul era că dacă ei slujeau la mese, ce se întâmpla? Misiunea principală a bisericii, predicarea cuvântului, a Evangheliei și rugăciunea era neglijată. Se ducea pe apa sâmbetei. Întrebare, oare au făcut bine ce au făcut? Păi ați auzit cum se termină versetul 7. În Biblia Cornilescu clasică e pusă în celălalt paragraf, dar el e legat de primele 6 versete. După ce au făcut asta, biserica a explodat. A crescut și mai mult. Au venit și mai mulți oameni. Ba chiar și cea mai grea categorie de oameni se întorceau la Hristos. Cine? Preoții. Da? Pentru că a fost înțelepciunea lui Dumnezeu acolo. Vezi, exista de atunci pericolul care s-a transmis de-a lungul veacurilor ca biserica, ca întreg, ca direcție, să se ocupe de astfel de lucruri, să fie prinsă în așa ceva. Și întrebarea lui, când credeți că se vor termina problemele astea? O, niciodată, se înmulțesc, apar din nou, dar pierzi tocmai esența, lucrarea cuvântului, a Evangheliei, a rugăciunii. Ei, și când ai pierdut asta, nu te mir că predicile în bisericile noastre superficiale. Îs fără esență, îs numai aplicații peste aplicații. Și în tot acest timp, ce se pierde este centralitatea cuvântului lui Dumnezeu pentru biserica lui Dumnezeu. Încă o dată spun, și tot trebuie să mă nuanțez, că ăsta e contextul. Nu înseamnă că avem dreptul să ne distanțăm și să nu ne mai iubim aproapele.
Nu spun că nu trebuie să facem bine tuturor oamenilor, mai ales fraților în credință, dar primul sfat este acesta: faceți diferența între ceea ce trebuie să facă biserica locală, sub conducerea liderilor, și ce pot să facă membrii care formează biserica, să asocieze împreună, în societate, acolo unde sunt, să facă ei și să ducă mai departe anumite acțiuni. Faceți diferența aceasta. Al doilea sfat de înțelepciune prudentă: aveți mare grijă să nu deveniți activiști creștini. Aveți mare grijă să nu deveniți activiști creștini. V-am spus că unul din motivele pentru care nu mi-a plăcut filmul acesta Amazing Grace și povestea lui Wilberforce a fost tocmai faptul că îl prezintă pe omul acesta ca și cum datoria sa de creștin era legată de abolirea sclaviei. Și asta e tot. Asta nu era perspectiva lui Wilberforce. Și vezi, la fel și astăzi sunt creștini, credincioși, care, nu știu, lucrează la o cantină, se duc în Africa, sapă fântâni, construiesc o școală, construiesc case pentru cei din România, unde a venit potopul, da, și le-a luat casă. Lucruri care sunt bune, lucruri în care credincioșii trebuie să se implice până la un anume nivel. Și totuși ei cred că făcând voluntariat, fiind miloși, implicați social, fiind colegi integri la job, ei și-au îndeplinit datoria față de Dumnezeu, față de aproapele lor. Că ei nu mai sunt obligați să fie martori ai Evangheliei în sine. Că nu trebuie să-i cheme pe oameni la pocăință, să se pocăiască și să creadă. Nu, fraților, cum trebuie să fim noi? Epistole? Cum? Hai că știți, epistole vii, da? Nu trebuie să predici Evanghelia. Trebuie să trăiești Evanghelia și atât. Știți vorba aceea de înțelepciune? Că unii îi dau și verset din Scriptură. Predică Evanghelia și când este cazul, folosește cuvinte. Faptele Apostolilor 30 cu 12. De unde ați auzit asta? Și credința vine în urma vederii. Te-au văzut pe tine că n-ai băut bere. Și s-o pus ăla pe gânduri, știi? S-o predat. Că ți-ai dat cu ciocanul peste deget și n-ai înjurat. Bravo. Și ajungi să nu mai studiezi tu cuvântul? Și de fapt aluneci înspre o autoneprihănire, o autojustificare, o autoîndreptățire, tocmai că ajuți orfanii. Că tu înveți analfabeții, că tu speli oamenii străzii, că ai cumpărat un ghiozdănel pentru nu știu ce sat. Și încet, încet ai întors spatele crucii, singura care poate să împace omul cu Dumnezeu. Și ai ajuns să crezi și să depinzi de voluntariatul tău și de activismul tău, crezând, fii atent, că jertfa ta financiară îl mântuiește pe om. Nu, dragul meu, nu jertfa ta, nu jertfa timpului tău, nu jertfa resurselor tale, nu jertfa a orice îl mântuiește pe om, ci numai jertfa lui Hristos. Și asta trebuie proclamată, asta trebuie spusă. Asta trebuie să o predici oamenilor. Așa că tu, în calitate de creștin, ești chemat să fii preocupat de suferință, de acord. Trebuie să ai o mărturie bună când faci această proclamare a Evangheliei, de acord. Dar întrebarea mea, tu ești preocupat doar de suferință temporară? Chiar dacă la unii ține 50-60 de ani? Sau ai o perspectivă holistică, da, a întregului? Și vezi suferința holistic, vrei să-i ajuți pe oameni să scape de suferința veșnică? Oare vezi ajutorarea oamenilor în suferința de pe acest pământ ca un pas mic înspre scăparea oamenilor de suferința veșnică, de iad, că asta-i, despre asta vorbim, mânia lui Dumnezeu? Ești axat, focalizat, intenționat să-i scapi de oameni de acea suferință? Și temporală, da, dar și veșnică? Ceea ce înseamnă că nu poți, având cugetul și conștiința curată, să-i ajuți pe oameni doar să le meargă mai bine economic aici, dacă nu ești interesat în a-i pregăti să se întâlnească cu Dumnezeu. Da, nu vorbesc despre a face voluntariat doar ca să predice Evanghelia. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să golim chiar și implicarea aceasta de semnificație, să fie doar un pretext. Nu, facem toate astea de ce? Că e corect să le facem, da? Că e bine, că este drept, de acord. Dar în același timp nu putem face un divorț
între acest aspect și cea mai mare problemă a omului, care într-o zi va sta în fața lui Dumnezeu, Creatorul și Judecătorul lui, și va da socoteală de viața pe care a trăit-o. Și atunci, ce trebuie să facem? Da, îi ajutăm, îi educăm, dar să nu vorbim despre Hristos cel răstignit. De ce? Că îi ofensăm. Că îi jignim când le zicem despre păcat. Știi care e rezultatul? Nu le spune despre Hristos. Fă voluntariat. Fii cea mai bună persoană. Fii cea mai bună versiune a ta. Cu zâmbet, Joel Osteen. Da? Fii toate chestiile astea. Știi care e rezultatul? Păcătoși mai educați. Păcătoși mai curați. Miros bine. Păcătoși mai liniștiți cu privire la cugetul lor. Dar oameni care niciodată n-au fost îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu. Așa că avem nevoie de mai multă înțelepciune în integrarea acestor aspecte. Nu ignorăm vindecarea, nu ignorăm alinarea suferinței, dar nu ignorăm nici Evanghelia, nașterea din nou, realitatea iadului. Și v-am spune, o, dar astea sunt doar spirituale. Nu, 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 adevărata alinarea suferinței este în Evanghelie. De aceea vă chem și vă chemăm să aveți o perspectivă biblică asupra acestor lucruri. Da, sunt de acord, un creștinism izolat, separatist, nu reprezintă corect împărăția lui Dumnezeu. Da, creștinismul este mai mult decât o sumă de doctrine, corect. Da, este mai mult decât doar a merge în cer după ce mori, corect. Da, creștinismul are efecte în toate domeniile vieții, corect. Dar Evanghelia socială greșește atunci când vrea să scape de păcatul personal, de mântuirea personală și de împăcarea personală cu Dumnezeu. Vezi tu, Evanghelia biblică a creștinismului istoric, da, este cosmică. În Hristos toate lucrurile din cer și de pe pământ sunt împăcate cu Dumnezeu. Dar realitatea asta nu se va manifesta pe deplin decât în veacul viitor, decât în veacul ce va să vie. În veacul de acum, vedem efecte, vedem mici fascicule de lumină, dar să nu uităm că totul pornește de la o evanghelie personală. Știți de ce ne iubim aproapele și îl slujim și spunem Evanghelia? Tocmai pentru că Dumnezeu nu iubește umanitatea în general. O se uită la noi și vă vede cum vă văd eu, aici o mare de capete. Nu știu exact cine îi și ce căutați aici. Nu, 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 Dumnezeu iubește pe om în mod individual. Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru așa, în general, să fie un exemplu, un model, să te inspire. Nu, Hristos a murit pentru persoane, pentru oameni, nu pentru structuri sociale. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a omului, nu a păcatului în general. Și oamenii individuali vor fi înviați pentru judecată. Așa că ascultați-mă bine, orice evanghelie care pierde crucea judecății împotriva păcatului, orice evanghelie care înstrăinează împăcarea personală cu Dumnezeu și cu alții, este ce vreți voi, dar nu Evanghelia lui Hristos. Orice fel de creștinism care nu mai vorbește despre divinitatea lui Hristos, despre umanitatea lui, despre nașterea din fecioară, despre jertfa ispășitoare și înlocuitoare, despre autoritatea Scripturii, despre zidirea bisericii, arată înspre orice altceva, dar nu înspre adevăratul Mesia, îți prezintă un alt fel de Mesia. Și împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, să știți, nu a invadat pe deplin pământul în veacul acesta și nici nu o va face pe deplin în veacul acesta, ci doar în veacul viitor. Așa că da, să nu uităm că Evanghelia are efecte sociale, dar Evanghelia socială nu este Evanghelie, nu este o veste bună. Și orice biserică care îmbrățișează și promovează și predică doar schimbări sociale, relaționale, pe plan orizontal, este orice vreți voi. Dar nu-i Biserica lui Hristos. Nu-i Biserica lui Hristos. De aceea, la ce vă chem pe voi? Vă chem să rostim adevărul cu putere, așa cum Ioan Botezătorul a făcut-o în fața lui Irod și uneori cu aceleași efecte. Da, să hrănim săracii, să dăm adăpost celor fără casă, să înfiem orfanii, să protejăm văduvele, să apărăm victimele abuzului, să fim avocații celor nenăscuți, să respectăm natura și mediul înconjurător. Da, dar cel mai important, să predicăm pe Dumnezeul Creator și Sfânt. Să vorbim despre păcatul nostru,
Să vorbim despre mânia lui Dumnezeu, despre jertfa lui Hristos și despre viața veșnică care e disponibilă pentru oricine se pocăiește de păcatele lui și își pune credința în moartea și învierea lui Hristos. Și când acea biserică locală devine suficient de numeroasă, va începe să afecteze și Imperiul Roman, și Imperiul Britanic, și cultura românească, și cultura bucureșteană. Scopul nu-i să reformăm politica românească, scopul nu este să ne luăm înapoi moștenirea. Ce-o mai fi și asta? Scopul-i să construim Biserica lui Hristos. Și fiind parte din împărăția veșnică a lui Dumnezeu, care va fi instaurată sub cerul nou și pământul nou, să-i aducem slavă lui Dumnezeu, predicând adevărata Evanghelie și prezentându-L pe adevăratul Hristos. Haideți să ne rugăm! Doamne, stăm înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim așa de mult pentru Evanghelia Harului Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru modul minunat în care Ți-ai arătat dragostea față de noi. Și dragostea aceasta e atât de prețioasă, nu pentru că eram buni, nu pentru că meritam, nu pentru că răul era în afara noastră, nu pentru că răul exista undeva în mod liber, fără niciun scop, nu, ci pentru că noi am fost răi, pentru că noi suntem păcătoși și pentru că eram sub mânia Ta cea veșnică. Îți mulțumim așa de mult pentru această Evanghelie de care ne-ai făcut parte prin Domnul Iisus Hristos. Dar pentru că acum am auzit-o și pentru că unii o știm de atâta timp, ne simțim responsabili. Și, Doamne, am vrea să ne păzești ca nu cumva să predicăm și apoi să trăim o altă Evanghelie. Ne-ai spus prin Apostolul Tău că dacă cineva predică o altă Evanghelie, oricine ar fi acela, dacă primim pe cineva care predică o altă Evanghelie, oricine ar fi acela, suntem blestemați. Doamne, păzește-ne! Păzește-ne de o astfel de prăpastie în care să cădem. Ridică-ne ochii înspre Hristos. Înfățișează-ne-L pe Hristos încă o dată, prin Evanghelia Sa slăvită. Și, Doamne, ajută-ne să ne bucurăm de această Evanghelie. Ajută-ne să gustăm din această Evanghelie. Și ajută-ne mai apoi să o predicăm și să o trăim. Ca oamenii, văzând faptele noastre bune și auzind credința, să capete și ei credință, să vină la mântuire, să fie născuți din nou, să manifeste credință și pocăință, să facă parte din Biserica Ta. Doamne, Te lăudăm că Biserica Ta a rămas și rămâne în picioare. Tu zidești biserica și porțile locuinței morților nu o vor dărâma. De aceea pune noi acest curaj, pune noi această îndrăzneală și adune aminte că Tu ești cu noi de acum și până la sfârșitul veacului. În numele Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumesc. Amin.